să ajungem la Reghin și să nu ne oprim la fabrica de instrumente din Reghin, care este recunoscută internațional. Este cel mai mare producător, de fapt, de instrumente din Europa. În cei 70 de ani de existență a reușit să fabrice peste 4,5 milioane de instrumente, dar mai mult de atât a luat și bani europeni pentru dezvoltare. Despre asta vorbim acum, despre cum o fabrică cu tradiție se poate dezvolta și mai mult cu finanțare europeană. Câți bani ați reușit să luați și cum ați reușit să fructificați aceste sume? Valoarea totală a investiției a fost de 2 miliarde 841 de mii de lei. În ce s-au dus banii? Cum ați reușit să investiți? Banii i-am investit în construcții. Am construit o nouă fabrică de instrumente muzicale, de viori. Deci am separat fabricația de chitare, mandoline, de fabricația de viori. Și de asemenea am cumpărat niște mașini cu comandă numerică care au contribuit la creșterea substanțială a productivității muncii, la creșterea calității și a productivității în special. Unde sunteți acum în piață? Cât produceți în fiecare an? Cât exportați? Câte tipuri de instrumente faceți? Din păcate, începând cu declanșarea acestei pandemii, producția a scăzut datorită faptului că nu s-au mai făcut concerte, nu s-au mai făcut diverse festivități. Evenimente care implicau instrumente. De asemenea, școlile de muzică nu au funcționat și toate acestea au dus la o diminuare a producției noastre. Totuși, comenzile de export au continuat să fie substanțiale. Exportul nostru, imediat după finalizarea acestei finanțări, a fost de circa 5 milioane de dolari. Pentru anii următori, aveți în plan să depuneți alte proiecte pentru a accesa fonduri nerambursabile? Fără îndoială, noi considerăm că nu trebuie să ne oprim din această activitate de modernizare a producției, mai ales că nu avem suficientă forță de muncă calificată. Și toate acestea ne vor forța ca să introducem cât mai mult mecanizarea, automatizarea, robotizarea producției pentru a putea continua munca. Câte tipuri de instrumente faceți la Reghin? Păi, în momentul de față, dacă ați spus tipuri, sunt peste 200 de tipuri în fabricație, din care altfel sunt instrumentele cu corde și arcuși, de tipul viorilor. Apoi sunt chitarele, care sunt clasice, sunt chitare electrice, cu sau fără amplificare, preamplificare electrică, chitarele electrice tradiționale, sunt mandolinele, mandola, buzuki, sunt instrumentele etno, care iarăși au o mare căutare datorită faptului că noi ne-am orientat să dezvoltăm această capacitate care ne aduce o comandă din partea partenerilor noștri, vecinilor noștri. Sunt instrumente care se fac doar aici și nu se mai fac nicăieri în lume? Da, sunt și instrumente care se fac doar aici și, de pildă, instrumentele muzicale, țambalurile, așa, cobza. Cobza este un instrument tradițional românesc, nu se mai fabrică în alte părți, dar se exportă în Moldova, în Ucraina, în Ungaria, în Serbia. Cât la sută din tot ce faceți exportați? Exportăm circa 85% din producția noastră.
Deci o investiție cu fonduri europene este mare contributor la banii care ajung în țară, de fapt, prin exportul produselor pe care le faceți. Da, da, fără îndoială, fără îndoială că această valorificare a baselor noastre pe care o avem aduce un aport substanțial la exportul românesc. În Reghin am venit să vin.